in Milano. Da, Câțiva ani. Și am să te las pe tine să te prezint, că mai bine ca tine cred că nu reușește nimeni să te prezinte, și să prezint și acolo ce ai tu în spate, cartea aia ta minunată. Ah, și câte lucruri minunate faci, pentru că eu te-am văzut în acțiune și practic eu cu prietenii mei când am fost la congres, era mândră că sunt româncă și că sunt acolo și că o româncă poate să facă niște lucruri atât de minunate, și cum instant îi induceai pe toți în hipnoză, da, și produceai o ipnoză regresivă, dacă mi-aduc aminte. Și am folosit mai multe tehnici. Mai multe tehnici, dar da, mi-a plăcut, tu știi că eu am studiat și eu hipnoza aia de spectacol, am cochetat cu ea, nu ca tine, că tu ești un trainer, ești un profesor, dar îmi place nemaipomenit. Eu eram prima care mă supuneam. Da? Băi, e plăcut. Da, este nemaipomenit. E o stare plăcută, hipnoza e o stare plăcută. Cine sunt eu? Încă nu știu. Adică, am ajuns și la ipnoză în cercetare, să zice, de om. Eu sunt, în primul rând, vă rog frumos să îmi iertați româneasca mea, pentru că eu m-am născut în România, dar, într-adevăr, am crescut în Italia și româna a fost pentru mine limba reproșurilor. Adică, mama, când nu vroia ceilalți să înțeleagă, îmi vorbeam românește și am învățat așa. Și ce s-a întâmplat? Eu, adică, sunt în cercetarea comportamentală. Mai mult ce caut eu e conexiunea între omul și universul. Adică un model. E mare, adică, cercetarea. Și în cercetare am găsit multe discipline. Am găsit hipnoza, am găsit eneagrama, am găsit NLP, am găsit coaching, am găsit psihologia cuantică, că m-am îndrăgostit, mesmerismul, că este, să zicem, originea ipnozii, fascinația, e ipnoză numai cu puterea ochilor, nu? Puterea ochilor, da. Dar totuși eu vreau, încă sunt, să zicem, eu învăț în multe universități, libere universități în Europa, să zicem în Franța, în Anglia, în Italia, dar în disciplinele astea, la un moment dat am ajuns la o disciplină care era, cum se zice, morente. Cum se zice morente? Stând să moară. Da, era spre moarte. Spre moarte. Dar totuși era o disciplină, fizionomică o cheamă, da, care a ghidat doctorii, a ghidat, să zicem, pentru mai mult de 1000 de ani. Ne-a ghidat. Ca să înțelegem, doctorii nu aveau lastrele, nu puteau să vadă ce era înăuntru și făceau diagnoza după ce se vedea pe de afară. Așa că, dar ce s-a întâmplat? Că la un moment dat, după Rinașiment, disciplina asta a început să îmbătrânească. A început să devină de mult mai mult plictisitoare, noționistică, adică gură mare, persoană solară, de exemplu. Dar nu mai era legătura. Adică, da, îmi spui asta, îmi scrii tomuri de calități care corespund la corp, la vis, la vizaj, dar nu îmi spui de ce. Și de atunci au trecut mulți ani, mai mult decât 10 ani, am început o cercetare ca să, într-adevăr, înțeleg de ce. Adică natura este o lege. Este o lege. De ce? La forma aia corespunde caracteristica aia psihologică și fizică al persoanei. Care este legătura? Și legătura minunat. Este. Ce minunat! Ți-am spus, de acolo am făcut mult laboratoriu, am făcut statistici, m-am dus pe stradă, eu, cum se zice, opream lumea. Și deci o muncă foarte mare de cercetare. Da, dar pe stradă, în clasă, eu am un studiu, adică pe mii și mii de persoane.
Și la sfârșit a ieșit metoda asta care am chemat-o Instant Analysis Morphophysiognomics, care îți permite în mai puțin decât un minut să ai o grămadă de informații despre persoana respectivă cu care vorbești și dacă nu o cunoști. Ce îi place, ce nu-i place, cum se gândește, cum viețuiește emoțiile, care sunt talentele, care este inclinația profesională, care este statul de salute, de cum se zice, salute? Ca o radiografie așa completă pe toate structurile. Care a fost istoria lui, biologică, dar și cum a viețuit, ce s-a întâmplat, cum a viețuit, care este filozofia lui, o grămadă, cum iubește. Ce minunat e! O grămadă, omul vorbește. Wow. Și cum face natura. Esther, trebuie să vii în România să ne înveți și pe noi, Esther, că deja m-ai făcut curioasă. Eu organizez evenimentul și te invit la mine. Vin într-adevăr cu drag, da, și de acolo cum ai intrat în minune, ai intrat în minune, pentru că într-adevăr este o metodă, cum face natura. Și face foarte simplu, adică pe din afară poate este complex, dar într-adevăr natura se gândește foarte simplu. Să zicem cum patru instrumente, dragă, patru instrumente, dar aceste patru instrumente, uite, fac lumea care o vezi. Miliarde de persoane. Dar baza e patru. Și o să vedem dacă ne întâlnim, pentru că aici noi ne întâlnim pentru ipnoză. Uh-huh. Și în cercetarea, să zicem, de pe dinăuntru, știi, conexiunea între minte și corp, am ajuns și la subconșu. Și am ajuns la ipnoză. Și ipnoza, să zicem că este o fenomenologie, este o stare naturală mintei. Natura ne-a dat și starea de ipnoză ca să facem ceva, are o funcție. În particular, ipnoză ne rende capabil să ne concentrăm complet și să focalizăm mintea fără să fim, cum să zicem, să ne focalizăm. Să ne focalizăm, da, pe într-o anumită direcție, da? Da, la ce folosește asta? Folosește la o grămadă, pentru că ne permite să creăm cu imaginația, ne permite să vorbim cu noi corect, pentru că în starea asta noi suntem foarte atenți. De asta se zice, sunt ipnotizat. Pentru că toate sensele sunt ca o freccia, cum se zice freccia? Arrow. Săgeată. O săgeată, ca o săgeată. În momentul ăla, mintea noastră e ca o săgeată și e foarte, foarte atentă. În momentul scuză-mă numai puțin, Esther, pentru ca să lumea să înțeleagă că chestia asta deja se întâmplă natural, nu? Sigur. Să explici tu oamenilor în toată situația asta, nu vreau să zic așa, să intru în detalii, pandemia asta, tot ce se întâmplă acum, cât sunt ei în hipnoză? Este o disciplină care zice că noi suntem într-adevăr în hipnoză. Și neuroștiința a demonstrat asta. Neuroștiința a demonstrat că noi suntem, dragă, 5% conștienți despre ce facem. 95% noi suntem manovrați de subconș. Așa că, într-adevăr, în momentul ăsta eu dorm. Și tu dormi și cineva ascultă doarme. De asta se zice de risveglio, reawakening. Trezire, da. Te trezești de la somnul mintei. Ceea ce spun acum, le plac să spună, în epoca asta spirituală, trezire spirituală, da? Da. E trezire, da, asta înseamnă trezire, da. E o trezire, dar e într-adevăr un stat de prezență. Așa este, stare de prezență, da. 100% prezent înăuntru, afară, de deasupra, de desubt.
pe aici le vezi patru. Da, tot ceea ce... În momentul ăla, mintea mea muncește 100%, emisferele se combinează, colaborează între ele, da. Performance. Zicem, în cea mai mare putere care aș putea să o am. De asta e un instrument fenomenal și pentru dezvoltarea personală. Da. Deci în momentul ăsta foarte multe din lume e în stare adormită, care merg, da. Dar când se duc să facă hipnoza conștienți, se duc cu anumit scop și se poate focaliza sub stare de hipnoză pe o anumită, pe prezență, pe schimbare, pe creație. Adică pur și simplu se pot întâmpla minuni în timpul hipnozei, nu? Da, adică dacă te gândești într-o modalitate cuantică, se zice că numai observația schimbă realitatea. Așa este. Da, tu te observi. Da. Și da. Deja auto-observându-te, ceva schimbă. Să nu, este foarte important să înțelegem diferența între ipnoza și terapia. Uh-huh. Adică ipnoza este un stat, este o fenomenologie. Am înțeles. Cum pot să intru în starea aia? Terapia este un proces. Terapia e un proces. Care da. Poate deschide cu ipnoză. Și poate fi accelerat cu ipnoză. Pentru că, nu știu dacă conexia... E puțin slabă. Pentru că la mine s-a blocat. Acum e bine. Acum e bine. Da. Așa. Okay. Așa. Deci, dacă vrei tu să mai repeți hipnoza, ce e hipnoza și ce e în statul de hipnoză-terapie. Ca să da, înțeleg. Adică care este diferența? Pentru că, să zicem că în gândul comun e același chestie. Pentru că la multă lume, Esther, le frică de hipnoză. Să știi, draga mea, că și mie cu anii în urmă mi-era frică că cineva o să-mi manipuleze mintea. Și de-aia m-am dus eu să studiez. Da, da, da. Ce se vede este fenomenologia ipnozei. Adică sunt o grămadă de modalități ca să intrăm în ipnoză. Pentru că este un stat natural mintei. Adică mintea deja este programată să intre în ipnoză. Dar când ești în statul ăla, acolo începe, să zicem, partea terapeutică. Acolo începe percursul. Adică când intri în starea aia, poți să muncești ca să ajungi, nu știu, obiectivele tale, ca să zicem, faci pace cu trecutul, ca să muncești pe traumele din trecutul, ca să muncești pe autostimă, ca să muncești pe sănătate, pe, să zicem, partea aia e procesul de miglioramento, cum se zice miglioramento? De îmbunătățire. Acolo începe, dar mai când intri. În multe video, noi vedem numai partea 1, adică când persoana intră în starea aia. Da. Cu modalitatea rapidă, cu modalitatea non-verbală, cu modalitatea pasivă, cu modalitatea verbală. Erickson era un mare maestru din ăsta. Care importează cum intrăm? Și asta e fenomenologia. Și depinde care instrument utilizăm, avem și fenomenologii care zici, vai, dar ce se întâmplă, dragă? Nu mai este persoana. Dar, într-adevăr, dacă tu întrebi la persoana care, de exemplu, acolo la Milano am folosit niște tehnici care pune persoana la pământ. La pământ. Cade, într-adevăr cade, se duce jos. Dar dacă o întreb pe persoana, tu erai acolo? Da, da. Eu eram. Și eram bine. Adică ochiul câteodată ci îngana. Ne amăgește, da. Da. Partea logică nu este ce se întâmplă. Într-adevăr, persoana este într-o o stare așa de bună, așa de confortabilă, își dă seama că e la pământ, își dă seama că sunt 1000 de ochi pe el,
Își dă seama poate că stă cu mâna așa sau sunt multe tehnici cu idomotorii care te face să te miști, nu? Da, da. Dar are importanță. Stă atât de bine că da, mai, nu mai, mai contează. Vai, nu mă interesează. Da. Asta este. Pentru că ipnoza te pune în contact cu esența ta. Nu mai este ego. Ego așa are. Ego are problemele. Wow, ce frumos ai spus și îmi place că ai punctat aici ca să audă lumea. Deci nu mai este ego. Și atunci te relaxezi. Da, nu mai este. Și în relaxare completă se produce vindecare, se produce schimbare, se produce miracol. Asta e. Ești în contact într-adevăr cu al tău adevărat. Mm-hmm. Al tău adevărat. Da. Ego e altceva. Pentru asta n-are importanță. Și, să zicem, fiziologia ipnozei te face, cum să vă explic, dacă sunteți curioși, e cum te simți. Nu știu dacă când adormim, este un moment când nu suntem nici aici, dar nici acolo. Nici aici, nici acolo, așa. Auzim persoanele afară, auzim, dar asta este senzația. Ca un copil, nu? Da, care nu-ți mai pasă, e partea aia de trecere, așa care... Da, e partea aia între două posibilități de mine, două stări de mine, două de mine, dar sunt totdeauna e minunat, pentru că e colegamentul între minte și corp, între înăuntru și din afară, între esența mea și universul. De asta ipnoza, să zicem că este o portă. E o poartă, da. Asta e asta. Da, așa este. Ester, în tot fuge ochii la cartea aia din spate. Da. Și chiar dacă este în italiană, eu știu că ai de gând să o traduci în română, pentru că am înțeles că este o minunăție, nu? Da, și da. Vorbește-ne puțin de ea, pentru că eu sunt sigură că ceva apare cât de curând în România. Eu am să încerc și eu să te sprijin, pentru că sunt curioasă să ajungă și la mine și să ajungă la mulți, pentru că sunt informații care ajută. Sunt sigură care ajută și deschide noi orizonturi la persoane. Adică, într-adevăr, este o metodă, îți dă o capacitate, îți dă o competență. Asta e un manual profesional. Uh-huh. După aceea tu ești capabil. Și după aceea ești tu care decizi cum să folosești. Normal. Asta, nu? Dar dacă ești un doctor, ești un doctor și mai competent. Dacă ești un vânzător, ești un vânzător și mai competent. Și dacă vinzi pâinea, n-are importanță, tu vii la mine. Eu știu deja care e pâinea care îți place. Îți fac surpriză. Doamnă, vreți asta? Știu că vă place. Și sigur că se creează o relațiune. Nu e adică asta e un instrument de relațiune. Cu asta eu pot să înțeleg persoana respectivă. Ca poate să relaționeze mult mai ușor cu toată lumea, chiar cu familiarii, chiar că la locul de muncă, oriunde unde se merge. Da, sigur. Să zicem, eu te recunosc și intru în relație cu tine și comunicația mea este comunicația care îți place, ne înțelegem. Și după aceea nu o să mai fie, de ce a făcut așa? Pentru că ne înțelegem. Și e ca să zicem că e și o școală de toleranță, pentru că ne învață unicitatea în diversitatea. Ce minunat ai spus! Ce minunat. Să zicem la școală. Dacă eu aș învăța, eu învăț. Eu deja știu ce îi place, ce nu place și cum fiecare elev învață. Cum să relaționez, cum asta ar fi didactica reală, bazată pe relații umane. Și cum s-a născut? S-a născut după zi și nopți care n-am dormit. Adică a fost suma despre metoda asta care s-a născut, suma rezercei, dar am vrut să fac ceva foarte simplu pentru toți, nu ceva tehnic. E ceva superb, dar simplu.
Am înțeles. Să ajungă la, la toată lumea. La toată lumea. Foarte practic. Pentru că așa face natura. E practică. Nu e cervelotică. Da. Și aici, de exemplu, despre ce se vorbește. Morfo fizionomică, așa cum am creat-o, să zicem că este un sistem care se mișcă în minimum 2000 de ani. Suntem cu școala de la Ipocrate, suntem cu școala de la Galeno, suntem cu școala de la Paracelso și ajungem și la modernitate și ajungem și la fizica cuantistică, pentru că e legată, să știți. Adică e foarte transversală ca disciplină. Eu nu știu dacă aveți, dacă vreți să mă întrebați ceva. Nu reușesc să văd, să văd comentarii. Oh, uite aici, sunt comentarii. Numai puțin să dau aici, să închid eu. Ok, doar ne-au salut. No. Doar ne salută, sper să lese. Ceea ce vroiam eu să spun, Ester, pentru că să le spunem persoanelor că asta este doar o primă întâlnire, da. Nu? În care noi ne anunțăm o altă întâlnire mai importantă. Ce zice? Bine, joi. Uite, stabilim întâlnirea în direct, nu? Joi la ora 9, ora României, ora 8, ora Italiei. Ce zici? Dacă vreți, joi am două lecții, da. Dacă facem la ora aia, ajung, da? Deci e bine? E bine? Da, ar fi bine. Joi ar fi bine. Da. Ok. Deci ca lumea să ne audă acum că noi stabilim în această întâlnire, unde între timp poate să ne lese întrebări și să vorbim mai detaliat, nu? De, să spunem, beneficii sănătate, beneficii relaționale, beneficiul la locul de muncă, cât de mult putem și cum putem sau la cine putem să avem încredere sau cum. Pentru că sunt ideile astea preconcepute, nu mă duc, că îmi poate schimba ceva în minte, mă poate manipula, da? Asta e foarte interesant, da, o să vorbim despre luoghi comuni, zice în Italia. Okay. Erickson zicea, e normal să ți fie frică până când o cunoști. Așa este, așa este. Da. Asta este. Și să știi că în corpul nostru și în fața noastră e și scris care este cheia subconștiului nostru. Adică, de multe ori, și dacă este foarte natural să intrăm în ipnoză, este greșit instrumentul. Adică, cum este o comunicație favorabilă? Ca să vorbesc cu Nela, este un mod să vorbesc cu Nela, nu? Ca să am atenția lui Nela, ca să... Același chestie este să vorbim cu subconștientul nostru. Este o formă de galateo. De asta e foarte important să înțelegi care este cheia, ca să folosești exact instrumentul care este plăcut la persoană. De multe ori ne gândim, nu sunt ipnotizabili. Și o să vorbim și despre asta. Da, foarte mult. Eu aveam, mi-era frică, eu am avut un accident, am intrat hoți în casă, m-au băgat în portbagajul unei mașini, am stat acolo câteva ore, am ieșit și rămăsesem cu panică, nu puteam să dorm până la ora 3 noaptea când s-a întâmplat accidentul, nu? Și mi-era frică să mă duc, eram conștientă că prin hipnoză pot să reușesc să depășesc acel moment, dar mi-era frică să ajung, nu găseam persoana. Când mă duceam pe site, găseam doar bărbați și eu vreau o femeie în momentul ăla, pe tine nu te cunoștea. Cam diferentă. Ok. Și m-am dus să... Te duci, să reviețuiești, să zicem, aici se poate folosi, de exemplu, o hipnoză regresivă, dar nu numai asta. Ceva e să te duci fără ghidă. Ceva e să te duci în totală siguranță. Nu știu cum să-ți explic. Eu, pe urmă, m-am dus și
Eu am studiat aia de spectacol cu și himnomental cu Roberto Beida și mi-am creat singură, deci mă induceam singură în autohipnoză și m-am dus până când m-am vindecat de panică, da? Deci pot să spun că e probată pe mine și poți să o aplici tu, dar e totuși bine să înveți cum și ce să. Cum Doar să să o aplici asta? cunoști. Doar să o cunoști, într-adevăr. Da, să o cunoști, Pentru că și așa, cum să zicem, ipnoza ci riguardă. Cum ai zis tu, e ceva care facem toate zilele. da. Așa este. Dar Doar că acolo ne ducem așa pe automatism, mie îmi place să zic pe GPS. da, te duci în pilot automat. Pilot automat, da? Pe când aici te duci conștient, că vrei să te duci conștient cu anumit scop, cu anumită, când te duci în aia Da. terapeutică, da. Da. Bine, Nel, atunci să rămânem așa. Eu Tu vă spui las. că este bine atunci, da? Asta? Da, voi am zis în Italiei la 8 și România la 9. Da. Foarte bine. Da. Bine. Dacă consideri mai devreme, nu? E bine nouă? Mai devreme, nu știu dacă ajung. Ok, este mai bine pentru că eu zic că la ora aia și persoanele din Italia, cât de cât au făcut cina, stau liniștiți, pentru că poate ne urmărești și persoane din Italia, o să punem și distribuim și pe grupurile Da, de români din pe bani. Italia, nu? Și să ne urmărească, între timp să pregătească întrebări și o să venim cu subiecte interesante, da? Da. Este foarte interesant subiectul și o să putem face și împreună ceva. Super, minunat, minunat. Mai mult curioasă. O ultimă întrebare, Esther. Cât s-a schimbat ție viața? Uf! Mi-a schimbat-o 360 De da, grade. toate. Eu înainte munceam la Curte di Cassazione. Am schimbat complet viața mea, am și relațională, am schimbat casa, am schimbat tot. Deci totul, toată viața, 360 de grade complet în toate. Wow! În Cât de 3 ani, mult ai reușit tu prin toată viața mea. hipnoză să te cunoști mult mai bine, să-ți cunoști esența ta, ceea ce reprezinți tu, ceea ce ești tu? Da, ipnoza îți prezintă cine ești într-adevăr și e ca ar fi o alianță de mine cu mine. Eu am început cu o criză foarte mare. Eu vreau să mă omor. Wow. Așa că o să vorbim despre asta. Dar m-am gândit cum mintea mea a avut puterea să se gândească să mă omoară, poate are și puterea să mă dea o posibilitate. Wow, ce frumos. I-am dat-o și încă în continuă să-mi dea. De atunci viața mea a schimbat complet. Ce Când am minunat. cunoscut, să zicem, ipnoza, dar încă mai mult mesmerismul. O să vorbim și de asta. Minunat, minunat. Deci, Bine, Elena. să le spunem ascultătorilor bună seara și le mulțumim că ne-au ascultat. Le dăm întâlnire joi la ora 9, ora României și ora 8 a Italiei. Vor apărea niște afișe, niște banere unde anunțăm mai bine, pe grupuri, pe paginile noastre Da. și aici așa începem aventura asta despre himnoză care pe mine mă fascinează. Ce bine este! Bine, Da. mersi frumos, vă așteptăm și o seară minunată, se zice. Da. O seară minunată! Mulțumim!